Salutare prieteni, am deosebită plăcere să vă prezint un tutorial cu tonsoarea mid-fade. Îi mulțumesc modelului meu, Rocan. În primul rând, pentru a executa o tonsoare cât mai corectă, ar trebui să spălăm clientul sau, în cazul nostru, să-l udăm pe păr. După care, cu numărul 3, începem să facem o linie de ghid în partea superioară. Pentru a avea un fade cât mai bun, vă recomand ca linia să fie cât mai clară și cât mai curată. Dăm a doua linie de ghidaj cu 0. Încercăm ca linia de ghidaj cu 0 să fie cât mai paralelă cu cea de sus. Facem exact același lucru și în partea cealaltă. Linia de ghidaj cu shaverul, eu nu am mai filmat-o, dar se vede clar că vine cu un deget sub linia făcută cu mașina. După asta începem să ștergem linia făcută cu shaverul strict pe dungă. Nu dăm mai sus sau mai jos, dăm strict pe dunga făcută cu shaverul. Pasul următor, cu grătarul numărul 2 deschis. Începem să mergem aproximativ până unde am mers și cu grătarul numărul 3. Facem același lucru și la spate. Unul jumătate închis, venim cu cam cu un deget jumătate sub linia făcută cu numărul 2. Facem același lucru și în partea cealaltă. Acum cu numărul 1
mergem puțin mai sus de dungă, cam cu un dege, și nu mergem lipit de cap. Mergem foarte puțin cu mașina înclinată. Facem exact același lucru și în partea opusă. Acum cu numărul 05 mergem strict pe dungă, iar în caz că mai vedem ceva ce vrem să modificăm, mai deschidem grătarul. Întotdeauna avem grijă să lucrăm curat, să nu intre până în hainele clientului. Iar ultimul pas pentru executarea unui fade cât mai curat, mergem cu mașina fără grătar, strict pe dungă. Facem exact același lucru și la spate și în partea opusă. În filmare se văd câteva umbre, dar nu e problemă. În realitate, fade-ul a ieșit foarte curat. Iar ultimul pas, când dăm pelerina jos, scuturăm foarte bine clientul și dăm firele care erau pe sub pelerina jos. Și tunsoarea noastră este gata. M-ar ajuta foarte mult dacă ați apăsat butonul de subscribe și mi-ați dat urmăriri și pe celelalte rețele de socializare, cum ar fi TikTok, Facebook. Vă aștept și pe conturile celelalte. Vă pup!